prima întâlnire cum a fost. Veniți să mă ieși ea la burcă, la magazin și a venit să-mi cumpăr, fac o cumpărătură. Și o dată am venit, a doua oară am venit, îl văd pe dânsul și primul de colo colo. Când mă duc și am spune, eu zic că cât el e cu os afară la cior. Era cu piciorul rupt și cu os afară. Și în ziua aceea n-am putut prins să-l duc la operație. La adăugă l-am prins, l-am luat, l-am dus la operație. Eu fac și operație, eu pus și schițe la picior. După aceea, știu, da, o jumătate de an de zile, poate alea mai bine, s-o rupt cu osul, când l-am dus să-i scoate schița. Era rupt iarăși piciorul și era format dinăuntru. Și medicul a decis să-i ampteze a doua oară. Și am mânsat a doua oară, am plătit deja ca să-i ampteze, eu am putat de picior. Și am mânsat în domnul, s-o prinsă frumos. Am uia, el ne bucură ochii, ne bucură puteri, scrivirea lui puteri. Hei, bravo! Când este apărut la noi la vâșcă 2-3 ani în urmă și ne-a luat lipădat și a fost pe urmă împușcat în cior. După asta un om, suflet bun, la inimă, l-a operat, de două ori l-a operat, eu am amputat ciorul. Când este nu sare la copii mici, când este nu sare la lume, el e foarte cuminte, noi i-am făcut lui acușcă, noi îl hrănim. Și miercuri, Sara a fost băieță de la primărie că să-l iei, să-l ducă de aici. Fata asta care lucrează la ghireta cu pâine, eu l-am lămurit că el nu sare la lume, el e cu minte, noi avem grijă de dânsul, el e vaccinat. Că să nu-l iei, atunci la momentul ăla a spus bine, nu-l luăm, dar peste o oră s-a întors și l-a luat și l-a dus cum noi am aflat, că ei tăți câine îi duc la asfaltă înspre Cosuuț. Și noi am fost două zile și l-am catat pe dânsul acolo, el nu era deja acolo, el cred că de acolo s-a-și pornit singurel și că el patru zile a mers singur și a ajuns la noi înapoi, dar e foarte spăriet și slab. Și noi pur și simplu rugăm primăria să-i leșe în pașe câinele ăsta, că el absolut nu face nimic rău. După ce câinele a fost operat, persoanele de alături, vecinii, au făcut căsuți pentru câine. Căsuța e caldă, are o gheavuri, are pături acolo. El toată vara a fost în liniște, nu știu de ce lumea așa s-a agresat față de câinele ăsta. El toată vara noi îl hrănim, noi îl adăpăm. Eu am lucrat toată vara aici la ghireta de beri. Toată vremea apa caldă, apa șerbinte, ca lumea știe că vin vecinii, vin, noi suntem tăți aici care îl hrănim pe dânsul. Eu de acasă vin, îi aduc ala, ei aici, Sveta, la magazin, toate persoanele sunt întrebați de orice om. Câinele nu e agresiv și cu copiii să joacă și e blând, nu știu de ce așa s-a purtat cu dânsul. Cred că noi alte probleme nu avem, numai câinele s-a fost o problemă. La dealul Soroșii sunt multe foarte probleme și ar trebui primaria să vadă problemele și alea, dar nu câinele nostru. Și rugăm primaria să nu-l fugărească, să nu mai anine câinele ăsta, că e un câine care o tras foarte mult în viața lui. A venit o mașină cu doi oameni și a întrebat a cui câinele. Unul stătea la mașină, altul s-a apropiat de mine. A întrebat a cui câinele, eu i-am spus că e nostru, el e vaccinat. Nu se aruncă la lume. Omul și ala i-a spus la șalant, îl lăsăm. Și eu am stat până la jumătate la 6 și m-am dus. Când era Sveta, vânzătoare la magazin, a venit la 6 să-i dăi mâncare, el de-am nu era. Să vede că eu stat pe divale pe aici și a așteptat că eu să mă duc acasă și l-a luat. Când le-a revenit după 3 zile. L-am căutat. Sveta cu Iaca Tania a fost chiar acolo unde zișecul l-a dus și nu l-a găsit. Nu l-a găsit. Și nu l-a găsit. El piște două zile jumate, a venit singur.